Federația Europeană de Handbal a anunțat că Final Four-ul competiției continentale European League la handbal feminin va avea loc anul acesta la Sala Sporturilor la Scărpană din Baia Mare. Tragerea la sorți a semifinalelor a avut loc online la sediul central al EHF din Viena. Suntem foarte fericiți că am fost aleși în a organiza prima ediție a Final Four-ului European Handbal League. Este o mândrie și o onoare pentru Baia Mare și pentru România, pentru că se va organiza această competiție la noi în sală. Suntem bucuroși și de rezultatele tragerii de la sorți. Eu cel puțin mi-am dorit să picăm cu echipa Nant. Sperăm ca lucrurile să fie foarte bune pentru echipa noastră, deoarece la începutul competiției am fost declarați de către Federația Europeană favorita numărul 1 la câștigarea trofeului. Competiția are loc în perioada 8-9 mai, iar CS Minaur Baia Mare a fost calificată la turneu. Este un lucru important pentru Baia Mare și handbalul românesc, iar organizatorii vor face demersuri pentru ca publicul să aibă acces în sală, după cum declară managerul sportiv Liviu Bala. Este cea mai importantă competiție organizată în România vreodată și sperăm să avem accesul publicului în sală. Cât de puțin, dar să sperăm. În caz contrar, vom merge mai departe pe aceleași reguli impuse de către Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății din acest moment. Liviu Bala spune că dacă publicul va avea acces în sală, acest lucru ar presupune participarea a circa 700 de persoane. De precizat că CS Minaur Baia Mare este calificată la turneu alături de echipele din Danemarca, Franța și Ungaria.